Am pregătit aici o analiză pentru dumneavoastră pe care vă pun la dispoziție, care are trei componente. Ordonanța 114, inițială, prin care majorările salariale ale profesorilor intrau într-un regim mai rapid de majorare. Legea de angajare a răspunderii, care a lăsat în vigoare acest articol din Ordonanța 114, cu alte cuvinte, a lăsat în vigoare majorarea mai rapidă a salariilor profesorilor, și ordonanța ultimă de corectare a Ordonanței inițiale 114, care, la fel, lasă în vigoare din Ordonanța 114 majorarea salarială a profesorilor și se referă doar la partea legată de sporuri, care în quantum rămân ca la finalul anului 2019. Deci a fost un fake news, majorările salariale pentru profesori rămân în calendarul angajat, anunțat public, și mai mult decât atât, sunt bani prevăzuți în buget pentru aceste majorări salariale.